Dragi prieteni de la Școala Prieteniei cu Dumnezeu, aceasta e cea de-a treia prezentare, care o avem sub titlul Prietenia lui Dumnezeu și Superștiința Păcii. Care e legătura dintre prietenia lui Dumnezeu oferită nouă, primirea ei și această superștiință a păcii. Primind statistici alarmante din lumea de astăzi cu privire la starea sănătății omenirii și ni se spun câte milioane mor de inimă, câte milioane mor de boli diverse, dar numitorul comun al tuturor acestora este faptul că există o legătură dovedită între starea sufletească a ființei umane și starea lui de sănătate am descoperit cam 2000 de ani mai târziu, dar în realitate lucrul acesta a fost din totdeauna pe pământ știu din totdeauna. De aceea vom merge în cartea lui Iov, la capitolul 22, versetul 21, acest text la care vom reveni frecvent pentru că el are legătură cu starea sufletească cu suferințele omenirii din ziua de astăzi, fie ca persoană, fie ca familie sau ale la, la clasă umană, la, la specie umană, la proporțiile speciei umane, vom reveni la acest text pentru că are legătură cu aceasta. Iov 22-21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Nu-i spune, niciodată nu există o rugăciune, Doamne, împrietenește-te cu mine. Nu există așa ceva, pentru că Dumnezeu s-a oferit de mult și el de mult vede în tine prietenul lui. Mai trebuie ca și tu să vezi în el prietenul tău. Împrietenește-te cu Dumnezeu, fiindcă el s-a împrietenit de mult cu tine. Lucrul acesta a fost dovedit în cele mai dramatice momente ale istoriei, creației lui Dumnezeu, atunci când Fiul lui Dumnezeu a spus Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Acest lucru a fost Everestul iubirii lui Dumnezeu manifestată. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Că trăim într-o lume teribil de tulburată bolile de natură nervoasă, depresia conduce la sinucideri, conduce la nenorociri ce nu s-a pomenit la decizii greșite, la sfârmarea familiilor, la distrugerea destinelor oamenilor, starea sufletească, starea aceasta de neliniște. Și sigur că potrivit marelui principiu al adevărului trebuie să mergem la cauză. Cauza este legată de prietenia cu Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu a fost trecut cu vederea în viața noastră sau pur și simplu eliminat, în clipa aceea s-a instalat această stare de uh, nervozitate, de neliniște, de tulburare, pur și simplu de nebunie. Nu numai în rândul oamenilor de pe stradă, ci în rândul guvernatorilor, în rândul oamenilor potențialilor factori de influență la scară planetară, al oamenilor de talent, al oamenilor cu resurse materiale imense, pretutindeni, fără niciun fel de barieră, se manifestă această tulburare sufletească teribilă. Aici este cauza. Tot aici este și vindecarea. Vindecarea sună așa: împrietenește-te. Cu Dumnezeu. Este o experiență tainică și pentru că este tainică, rămâne o taină. Adică ea se desfășoară la nivelul ființei tale. Și mântuitorul a subliniat lucrul acesta, că nu este un fenomen public, nu este ceva de povestit în, în lume. Uite cum, cum în ce fel se manifestă prietenia mea cu Dumnezeu, ci uh, trebuie trăită și trebuie recomandată pretutindeni merge, cine aude să zică vino. spune și vecinului tău, spune și prietenului tău că prietenia cu Dumnezeu îi va vindeca sufletul și va da acces la acea superștiință a păcii lui Dumnezeu. Deci am numit-o superștiință, este din Filipeni capitolul 4, versetul 7. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus, Pacea va păzi inimile și gândurile. Pacea aceasta este super știință. Întrece orice cunoștință. Nu e adevărat că după ea umblă oamenii. Dacă îl vezi pe cineva adunând imense resurse materiale, de ce face asta? Ca să am siguranță, să stau în pace, să fiu protejat, să am pace. Ori toate eforturile ființei umane sunt îndreptate spre această stare sufletească. Și din nefericire și din nenorocire n-am învățat nimic în mii de ani și anume că nimic nu aduce aceasta decât prietenia cu Dumnezeu. Împrietenește-te cu Dumnezeu, vei avea pace. Vei avea pace în suflet. Prietenia cu Dumnezeu este medicamentul sufletului tău, al familiei tale și al omenirii. Nu te frământa asemenea lui Nicodem, care sunt mecanismele psihologice și una și alta. Hai să le înțelegi pe parcurs. Vino înaintea lui Dumnezeu și spune aceste simple cuvinte. Doamne, îți mulțumesc că ești prietenul meu. Aș dori să, să te am în viață ca prieten al meu primește prietenia mea și uh, veți trăi, vom trăi cu toții o anume uh, stare sufletească uh, urmare a acestor cuvinte. Uh, pacea lui Dumnezeu, această super știință, deci care întrece orice pricepere. Ne oprim puțin la cuvântul pricepere. Uh, Victor Frankl cel care a fost în lagăre de concentrare naziste, psihiatru vienez, a scris în direcția aceasta acea foarte bine cunoscută carte, a Man in Search for Meaning, omul în căutarea rostului vieții. Am mers la originea acestui cuvânt. Și cuvântul acesta este, înseamnă meaning și meaning, înseamnă pacea lui Dumnezeu care de asemenea poate să însemne minte, merg la originea acestor cuvinte, că aș dori să înțeleg, să iau apă de izvor, nu după ce trece prin orașe, prin istorie, prin tot felul de lucruri, ci apă de izvor aș vrea să aduc înaintea voastră. Un sens al acestui cuvânt este rost, pacea lui Dumnezeu, vă va da un rost, în viață și al doilea cuvânt de mare însemnătate este cuvântul acesta are sensul de prosperitate. Cuvântul pace are și sensul de prosperitate aici. Ați observat aici în America este Evanghelia Prosperității cum să facă oamenii bani mai mulți și după aceea să se spânzure. Nu. No. Nu este niciun câștig. E o pierdere cumplită aceasta și nimic nu poate înlocui prietenia cu Dumnezeu care dă pace sufletului în mijlocul furtunii chiar, în mijlocul cimitirului sau al spitalului sau oriunde, al cele mai cumplite nedreptăți. El păstrează pacea netulburată în sufletul nostru. Cuvântul uh, meaning, uh, cuvântul acesta rost, este cel după care într-adevăr umblă ființa omenească. Ce rost am eu pe lumea aceasta? Și lucrul ăsta nu poate fi definit niciodată decât în momentul în care un om experimentează această pace cu Dumnezeu. În 3 Ioan, capitolul 1, versetul 2, el rea aceiași, același gând inspirat de același Duh Sfânt. Prea iubitule, Doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine. Nu merg bine toate lucrurile, dar chiar când nu merg bine, aceasta nu tulbură pacea noastră sufletească, fiindcă ea nu vine din felul cum merg lucrurile, ci vine din prietenia cu Dumnezeu. Acolo nu există tulburarea legăturii noastre, el este același. Bun, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și partea a doua. Care este de extremă importanță, sănătatea ta, și aici este aspectul mental, psihic, sufletesc al sănătății noastre, care se reflectă și în fizicul nostru sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău, adică direct proporțional. Cu cât crește sufletul tău și cunoștința ta de Dumnezeu, cu atât crește starea ta de sănătate sufletească. Aceasta este rugăciunea pe care o înalță Ioan. Mântuitorul a subliniat importanța acestei superștiințe a păcii sufletești, în cuvintele scrise în Ioan 14, 27, vă las pacea mea. Pacea nu este o, o, o achiziție, pacea nu este o realizare, am realizat lucrul acesta. Pacea aceasta sufletească este un dar pe care îl dă Dumnezeu și care crește în acest pum al prieteniei cu Dumnezeu. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, e dar, vă dau. Vă dau cum văd lumea. N-are sens să intrăm în acest aspect al agendei care stă în spatele unor intenții sau manifestări ale lumești, vreau să spun. Nu vă dau cum văd lumea. Să nu vi se tulbure inima, așa se manifestă pacea lui Dumnezeu. Inima nu se tulbură în niciun fel de împrejurare pentru că este legată. De prietenia cu Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu face inima să bată normal într-o situație în care altei persoane care nu este a refuzat prietenia cu Dumnezeu, inima îi sare din piept, în nebunește. Ba unii oameni, spunem în își vor da sufletul de groază numai la auzirea veștilor, la ceea ce se întâmplă, la perspectivele acestea. Recent am văzut un, un general rus care s-a spânzurat. Din motivul acesta, dacă ar fi cunoscut prietenia cu Dumnezeu, nu se întâmpla aceasta. Era singurul lucru care putea să scape și nu numai Dumnealui, ci este o lume în de aceasta teribilă. Niciodată nu vom putea să exprimăm cu atât mai puțin cu această ocazie importanța prieteniei cu Dumnezeu la care suntem noi chemați. Vă dau pacea mea și vă dau pacea mea și această pace pe care ne-o dă, ne dă el în dar. Și chiar în clipa aceasta, poți să oprești înregistrarea aceasta și poți să te așezi frumos într-o poziție de rugăciune, să-i spui lui Dumnezeu că. Îi prietenia lui în sufletul tău și se naște în sufletul tău prietenie pentru el. Chiar în clipele acestea poți să-i spui că primești darul păcii lui și după ce vei spune această rugăciune poți să continui să audiezi. Pacea pe care ne-o dă el include sau cuprinde cel din tâi pacea cu Dumnezeu. Al doilea lucru, pace cu cei din jur și nu în ultimul rând, Face cu tine însuți. Omul este în război cu sine însuși. Omul este un bipolar. El luptă împotriva lui însuși, el se apără, el își apără sănătatea, el își distruge sănătatea. El își apără mintea, sufletul, el își distruge mintea și sufletul. Aceste lucruri sunt împreună așa cum a exprimat Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 7. Văd în mine o altă lege care luptă împotriva mea. Eu lupt împotriva mea. În în capitolul 2, versetul 14, Sfânta Scriptură spune, El este pacea noastră. Pacea nu este un... Cineva vrea pacea lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Ia medicamente, ia pastile, droguri, se scufundă în filme, în beții, în în tot felul de lucruri ca să, să, găsească un refugiu. Nu, aceasta nu este pace, aceasta este evadare și evadatul nu are viață bună. Evadatul trăiește mai rău și mai greu decât cel din închisoare. De aceea, epistola către Efeseni ne spune că darul lui Dumnezeu, Vine împreună cu El, prezența Lui în viața noastră aduce darul acesta împreună cu El, împreună cu Hristos. Este larg domeniul acesta. El este pacea noastră. Pacea noastră este ființa Lui și scrie Scriptura, el a venit, de aceasta a venit el, să aducă vestea bună a păcii pentru sufletul tău și sufletul meu și al nostru. El pentru aceasta a venit, să aducă vestea bună a păcii. Cineva ne-a spus că Dumnezeu este vrăjmașul, Dumnezeu este uh, cel cu focul care ucide cu iadul și așa mai departe. Și Isus a venit și a spus, nu, uite, am o veste bună. Dumnezeu este în pace cu tine. Dumnezeu ți-a oferit prietenii prietenia lui. El este pacea noastră care a venit să aducă vestea bună a păcii. Vouă care erați departe, cum am venit noi foarte de departe și pace celor ce erau aproape. Sunt destui oameni pe scaunele bisericii al căror suflet este mai tulburat mult decât al celui de pe stradă uneori. Și prin harul lui Dumnezeu în prospătarea acestui cuvânt, chemarea aceasta adresată întâi și întâi, sufletului meu, eu am trăit o experiență foarte tulburătoare în pregătirea acestor cuvinte, pentru că mi-am dat seama că, prin ele, pe mine, cel din tâi, mă cheamă Dumnezeu la o nouă treaptă în prietenia cu El și în pacea sufletească pe care El a promis-o. El este pacea noastră. Legătura aceasta sfântă pe care Dumnezeu a așezat-o între noi și El, legătura aceasta sfântă produce în sufletul nostru pacea care întrece orice fel de știință. Aceasta este super știința păcii. Taina păcii lui Dumnezeu. Trebuie să se manifeste între tine și Dumnezeu, așa cum a spus Domnul Isus Hristos. Intră în cămăruța ta, în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, în ascuns îți va răsplăti. Rămâne cu alte cuvinte o experiență absolut ermetică între om și Dumnezeu. Tatăl tău îți va răsplăti în ascuns. Tu îi vei, îți de, vei deschide Sufletul în ascuns e nevoie de cineva, dacă, dacă, nu se poate altfel, dar prin Domnul nostru Isus Hristos ni s-a deschis o cale liberă către locul prea prin El. De aceea s-a sfâșiat perdeaua aceea pe care erau desenați heruvimii amintind de heruvimii cu sabia de la poarta raiului sau a Edenului sau a paradisului aceiași heruvimi erau destinați pe perdeaua aceasta și când Isus a spus s-a sfârșit sau a ambiruit sau este complet, în clipa aceea perdeaua s-a sfârșit deschizând drumul. Acum nu mai stăm în fața unor heruvimi cu sabie învăpăiată, ci stăm în fața unei perdele care s-a deschis. Heruvimii au fost dați deoparte și Biblia spune avem intrare liberă la tronul lui Dumnezeu, nemijlocită de oameni, ci de însuși Domnul nostru Isus Hristos, care este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu putem aprecia de ajuns lucrul acesta după măsurile lumii în care trăim. Pentru unii poate să pară ca o nebunie, pentru alții poate să pară ca o prostie, dar este o experiență absolut intimă intră în cămăruța sufletului tău înascuns, ascuns. Tatăl tău vede acolo în ascuns și tatăl tău îți răsplătește acolo înascuns, în ascuns, în cămăruța sufletului tău. Încheiem cu două întrebări la care vă solicit să răspundeți pe site-ul pregătit aici la Atlanta Romanian SDA Church. Și dacă cineva nu are acces la computer, să roge pe altcineva să-i transmită răspunsul lui cu numele, cu adresa, ca la sfârșit să putem oferi tuturor o diplomă de graduare de la această micuță școală a prieteniei cu Dumnezeu, care nu e decât o introducere. Prima întrebare crezi și vezi că este o legătură între starea nevrotică a lumii noastre și a ta personal și a familiei tale și prietenia cu Dumnezeu? Vezi o legătură între lucrurile acestea? Crezi că prietenia cu Dumnezeu este, stă la baza acestei stări și de asemenea este răspunsul pentru această imposibilă problemă a omenirii? Aceasta e prima întrebare. Cea de-a doua întrebare. Dacă ar fi să definești într-un singur cuvânt umblarea ta cu Dumnezeu și dorința pe care o ai în această privință, adică dorința înseamnă nu sunt ce aș dori să fiu, sunt pe drum, dar nu sunt ce aș dori să fiu, pe de o parte relația care o ai acum și pe de altă parte ce, do ce ai dori să fii, dacă ar fi să definești într-un singur cuvânt care ar fi acel cuvânt. Tată din ceruri, în numele Domnului Isus Hristos, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru darul păcii sufletești. Îți mulțumim, Doamne Isuse, că Tu ești pacea noastră și îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, că Ești prietenul nostru. Venim înaintea ta, Doamne, și deschidem Sufletul nostru ca și noi să fim prietenii Tăi. Rămână această prietenie între noi pentru totdeauna, așa cum ai spus tu, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.